Dacă spun că astăzi avem bugetul restante la subvenție, mai sunt niște sume restante, am mai dat și 5 miliarde de lei la acele penalități care noi s-au pierdut, care noi am aprobat în Consiliul Local la Termica, dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că cei de la Direcția Energie au o sumă mare de pierdut în masa credală pe ea de 200 de miliarde de lei la Termica. Și de asemenea, acest fond a întârzierii pe licitații din cauza efective, după 2020 n-am mai încasat niciun leu. Deci eu nu sunt avocatul lor, sper să trebuie pe drum prima dată acest lucru. Sigur că domnul Ilie Vasile vine la mine și face presiuni mie, ce să fac, cum să facă. Eu mai mult decât să mai convoc o altă ședință de Consiliul Local și v-aș ruga să dați azi un vot într-un fel sau altul ca să știm un lucru. Că, deci dacă n-ar fi un serviciu de interes public, dacă n-ar fi obligația autorităților locale să furnizeze căldură să ce vendă, cum avea această discuție în Consiliul Local? Pentru a trece iarna sau plătind avans anumite subvenții pentru a se asigura masă de masă, acum se pare că se împuși în fața un faptul de a lua un credit. Eu am o întrebare aici, din nou pentru domnul secretar, pentru că am aflat să lucrăm de ședință. Păi, te hotărâi spune că se aprobă un credit de 500 de 5 milioane de lei. Nu spune că dacă acest credit se duce la Biuri, se duce la Germanent, se duce în altă parte. Dar eu, dacă cine spune motive, acolo sunt dat niște repere. Dar acest credit, spune că doar se achiziționează creditul cu dovândă de trezorărie și atât. Noi, în momentul de față, avem contract cu cei de la Biuri să dăm cu acest credit. Repet, eu știu răspunsul, dar vreau să-l auzim mai și cu toții, pentru că e de știut. Conform legislației, un decret este pentru asigurarea furnizării de energie termică. Fără vreo nu spune că o dăm la bioenergie, că o dăm la termică. Pentru asigurarea furnizării de energie termică. Este necesar pentru asigurarea furnizării de energie termică. De la ședința de îndată însă nu au lipsit discuțiile și înțepăturile între consilierii locali, iar primarul Ion Lungu a fost nevoit să tot dea explicații. De ce ați adus acest termonet care acum trebuia să aibă capital de lucru și care nu trebuia să-i dăm noi capital de lucru? Această firmă de apartament care n-a făcut niciodată acest serviciu, care n-are capital propriu, uitați-vă în fișele și am spus-o clar în momentul când nu am votat această variantă pentru distribuție și acum împrumutăm și suntem într-o chestie din aia de deja vu, cum era cu termic acum, cum suntem în continuare. Da, este diferența că acum dăm la firme private, ba mai mult, dăm la un monopol creat cu același acționar, care cred că ar trebui cineva să-i verifice ce fac cu banii încasați din cealaltă activitate de producere a energiei electrice. Aia probabil sunt într-un buzunar separat și aici la energia termică țipăm la primărie. Și consilierii vin și ne spun că trebuie să-i tratăm de acum egal pe cetățeni. Vreau să vă spun că nu-i tratăm egal pe cetățeni, ci tratăm discreționar pe toți. Pentru că dacă i-am tratat egal, am face o evaluare, cum am mai discutat aici, dar nimeni n-a dus-o mai departe, o evaluare a celor care într-adevăr trebuie subvenționați și a celor care să se autosubvenționează din creditele noastre, adică familii care sunt la sistemul centralizat și care pot să-și permite să plătească și nu plătesc, pentru că dobânzile pe care ar trebui să le dea la un credit la bancă sunt mai mari decât de ce să plătesc la termica dacă toți nu plătesc? De ce să plătesc termia dacă toți nu plătesc? Deci suntem într-un cerc vicios pe care ne l-am creat singuri atunci când am ales un operator de distribuții care nu poate să facă față. Foarte multe scări sunt care nu au datorii la termica. Trebuie discutat și cu administratorul judiciar, fiindcă ei, în loc să plătească datoriile curente, plătesc datoriile din tablourile de creație, când casează 5% din valoarea lor. Trebuie clarificată treaba, ceva nu e regulă. Și apoi, apropo de ce spune domnul Hașovski, haideți să mai așteptăm câteva zile, a venit un guvern nou și probabil va da bani pentru treaba asta, ca să nu mai luăm credit. Acum, dacă nu știu puțință, grupul PSD și-a votat PNL, deci este 1-1 când a votat data trecută. Deci asta trebuie să suportăm rigorile traiului în colectiv. Aleșii independenți se pare că nu au aceeași opinie. Pentru Vasile Mocanu, subiectul împrumutului pentru o firmă de apartament pare suspect.
Iar pentru Adriana Rămescu, creditul este strict necesar și trebuie să suportăm rigorile traiului în colectiv. Alesul social-democrat Eugen Girigan a menționat că sunt și suceveni care nu au datorii către termoficare și nu trebuie să îndure frigul, dar că ar fi bine să se mai aștepte cu împrumutul până se instalează noul guvern și poate dă acesta subvenția.